Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video. Pentru că am văzut că vă plac genul ăsta de videouri de unboxing, am reușit să fac rost de 4 produse, nu neapărat de gaming, pe care să vi le prezint în acest video și probabil vom face și ceva mini review-uri separat, încât să vă faceți o părere dacă vă doriți acest gen de produs sau nu. Iar dacă vă interesează, găsiți ceva link-uri folositoare în descriere. Așa că hai să nu pierdem timpul și să ne bătăi. În primul și în primul rând avem aici așa un încărcător cu mai multe porturi pe care îl putem folosi să ne încărcăm mai multe device-uri deodată. Avem Type-C și USB. Este un încărcător destul de inteligent de la Orico. Să vedeți aici informațiile. Dacă dorește camera să mă ajute cu focusul, ar fi super, super drăguț. Dacă nu o să fac eu să mă ajute. Cameră! Focus! Am dorit și focusul. Dați aici. Astea sunt toate informațiile. O să deschidem puțin pachetul să vedem ce se află aici, pentru că nu vreau să termin video în mai puțin de 5 minute, că dacă trec peste tot așa doar un minuțel o să fie ceva. Pachetelul e destul de micuț și aici avem toate lucrurile necesare de la acest produs. O să scoatem și produsul puțin de aici ca să îl și putem testa dacă e. Mamă, dar e lipit bine aici. Okay. Oh, e doar lipit, e bine. Am crezut că trebuia să și rup ceva. Ia să vedem cum arată acest încărcător inteligent. Deci aveți port USB de toate națiile aproape, bine, aveți 2.0 și Type-C. Ia să vedem dacă vrea să mă ajute, vedeți acolo, Type-C, USB normal și în spate mufa pentru alimentare, pentru ca să se pune la priză. Și este un încărcător inteligent, după cum se laudă pe ambalaj aici, adică nu o să aveți probleme cu încărcarea și mi se pare că suportă și fast charging, pentru care încărcător de amperaj ceva mai mare. Și știți foarte bine că dacă aveți fast charging, aveți nevoie de un încărcător ceva mai zdravăn decât un normal și normal că aveți și cablu de alimentare pentru acest hub de încărcare. Eu așa o numesc hub de încărcare pentru că, sincer, are logică dacă sunt să o luăm așa, pentru că înseamnă cu un hub USB, doar că e doar de încărcare. Ok, să-l punem frumușel înapoi. Așa, și altceva, zidem acum ceva mai mult lucru, ceva iarăși, un alt produs ce nu e de gaming și ceva foarte practic pentru cei care vor să-și mărească spațiul de stocare pentru laptopuri. Pentru că și eu am dilema asta uneori și chiar mă gândesc să-mi iau un hard pe care să-l folosesc pe post de stick, pentru că mai merg în diverse locații și am nevoie să-mi transfer fișiere gigantice, gen video-uri destul de mari. Așa că am găsit acest produs tot de la Orico. Se cheamă SATA USB 3.0 Hard Disk Dock și funcționează și pe hard disk-uri de PC și pe hard disk-uri de laptop, după cum vedeți, de 2.5 și 3 inch hard disk. Asta nu l-am deschis încă, dar hai să vedem care este treaba. Deci, ăsta dock-ul este pe USB 3.0, deci înseamnă că o să aveți viteze mari de transfer. Și e super, super drăguț, se și alimentează ca să aveți alimentare, pentru că știți foarte bine, hardurile au nevoie de alimentare. Și aici este dock-ul în sine și probabil, da, e ca la casetele vechi, dacă știți cumva, dacă ați prins vremea cu jocurile pe casetă, se apasă această clapetă în jos pentru a insera un hard disk mai mare, dacă nu, avem pentru hard disk-ul mai mic de aici. Și aveți un LED aici de iluminare care vă arată că funcționează acest dock. Destul de simpluț, chiar sincer să fiu, chiar aveam nevoie de așa ceva, că acum am cam multe hard disk-uri și nu prea aș vrea să-mi solicit sursa din PC foarte, foarte tare și în special genul ăsta de produs e bun atunci când vrei să transferi lucruri destul de mari și mai ales unii dintre voi, dacă stau așa să mă gândesc că pe vremea când eram eu copil, aveam nevoie de genul ăsta de chestii pentru a transfera jocurile alea mari, pentru că pe atunci trebuia să vii cu DVD-urile, nu mai aveai stick-uri mai mari de 16 GB, așa vineai cu hardul direct într-un rack de ăsta și aia era și transferai jocul de la un prieten la altul. Bine, asta era pe vremea când jocurile de 10 GB erau deja jocuri mari. Și acum trecem la produsele de gaming. O să trecem la ceva mai interesant, sincer, că am rămas chiar plăcut surprins când l-am văzut prima oară. Avem un controller de PlayStation 4, care cel mai probabil sigur, PS4 și Switch chiar, care cel mai probabil sigur funcționează și pe PC, dar îmi place că este modulat după controllerul de la PS4. Este un controller la Red Dragon, se cheamă Tupiter, sau cred că Jupiter. Ăla e J, scuze, ce papa ăla e J, ăla, am crezut că e T. Serios, nu puteam zice că ăsta nu e T, adică serios, după aia am văzut că celălalt e T și mi s-a dus tot cheful după aia când mi-am dat seama. Și hai să deschidem, să vedem puțin. L-am desigilat puțin ca să mă asigur că nu e vreo problemă. Să-l scoatem de aici ușurel. Op, stai că a căzut agățătoarea. Și ăsta este control. Mamă, cât de drăguț e! Sincer, să fie foarte fin și chiar foarte simpatic, iar joystick-urile sunt super țapene, are touchpad-ul de PS4
și are și iluminarea de la PS4. Cred că cea mai probabil să funcționeze bine la PS4. Ah, acum chiar sunt curios de unul de ăsta. Râdem, glumim, dar chestia asta e destul de nice. Chiar e destul de nice și e făcut destul de fain. Mai ales că aceste, cum se spune, triggerele sunt puțin ondulate în felul ăsta încât să nu-ți patineze degetul atunci când te joci. Nu am ăla de PS4 la îndemână să vă arăt. Ăla PS4 sunt curbate așa încât există șansa să-ți patineze degetul atunci când te joci și să dai vină după aia pe întreaga situație că, vai doamne, ce s-a întâmplat și de ce ai murit. Iar aici este alimentarea pentru controller ca să faci legătura cu consola. Nu e jos ca la PlayStation, dar designul este clar inspirat după cel de la PlayStation și este chiar destul de confortabil. Mie chiar îmi place, adică e bombat unde trebuie și stă foarte bine în mână. Cred că o să trebuie să vorbim puțin în legătură cu treaba asta, pentru că chiar e mișto. Și ultimul produs, care este semi de gaming, nu e chiar de gaming, dar se va transforma PC-ul într-un PC de gaming, la figura vorbind. Vorbim despre o serie de coolere RGB de la Gamdias. E bine, acestea o să le montez în PC-ul meu, pentru că chiar vreau să văd cum arată chestiile astea și sincer cred că și voi vedeți cum funcționează, pentru că merg foarte, foarte bine cu plăcile de bază de la MSI, de la celelalte firme, pentru că scrie chiar aici cu ce sisteme de astea de iluminare e compatibil. Scuze că n-a focusat acolo. Ia să deschidem puțin să vedem ce se află înăuntru. Din câte văd, are și un sistem de telecomandă de setarea luminilor, ceea ce fac lucrurile mult mai interesante. Să dăm asta de aici așa. Deci aici. Sunt întâmpinat de cutiuțe peste cutiuțe. E o cutiuță micuță aici. Oh, aici este telecomanda. Se telecomanda ca să vă setați culorile și toate și viteza ventilatoarelor și să le opriți sau să le porniți. Aici este hub-ul care cel mai probabil ăsta va veni. Cel mai probabil hub-ul ăsta se va lipi de carcasă pentru că are magneți pe spate, vedeți, s-a lipit și punguța aia de acolo. Deci are magneți și se va prinde de carcasă, foarte, foarte drăguț. Și acolo îți bagi câte ventilatoare poți tu să-ți îndești în carcasă. Și aici ai un controller, da, ai un controller pentru power. Deci acea mufă mică va pune power-ul. Asta e pentru este cablu de alimentare, cred. Pare a fi un cablu de alimentare și toate cablurile pentru a conecta ventilatoarele și normal că restul de obiecte din cutie sunt ventilatoarele, ca sunt în număr de 4. Din câte am înțeles sunt de 120 diametru, 120 mm. Wow, arată super tare. Oh my god, cât de tare arată și sunt tare curios dacă sunt zgomotoase, pentru că eu am avut o dată de la Noctua și am fost super mulțumit, iar de la Gamdia știți foarte bine, am avut o tonă de produse și mereu am fost mulțumit de ele. Și ăsta chiar n-arată rău deloc și chiar sunt curios cum o să arate. O să fac un video despre chestia asta dacă sunteți interesat, adică ar fi super tare dacă mi-a scrie în descriere, dacă vreți să vedeți cum arată produsul final instalat în special ăsta, pentru că ăsta chiar o să-l instalez pe PC-ul meu și sunt curios dacă o să arate bine sau nu și dacă o să funcționeze bine sau nu. Și sper doar să nu mi omor sursa de acum la câte produse am început să bag, pentru că am 3 harduri și bine, 3 harduri, nu, 2 harduri și 2 SSD-uri și placă video și procesorul și toate alea, deja cred că consumă o tonă de mult și s-ar putea să am nevoie de vreo de 700, dar cred că 650 ajunge. Na, fine, asta este o discuție pentru alte tipuri de videouri. Mai bun, cam asta ar fi tot pentru acest video cu unboxing. Eu sper că v-a plăcut. Dacă vreți să vedeți mai multe video de genul acesta, o să mă asigur că o să fac rost de mai multe produse să vi le prezint. Și dacă sunteți interesat de produsele astea, mai bun, le găsiți în descriere, am colectat niște linkuri pentru a vi le redirecționa cel mai bine către produsele în sine, să găsești voi la un preț super bun. Iar aici a fost Bob și ne auzim data viitoare. Pa, pa!